Mulțumesc, Andra! Într-adevăr, deși toate prețurile materiilor prime s-au majorat în acest an, o entitate agricolă a reușit să obțină un preț al coșului de cumpărături pentru masa de Paște, similar cu cel de anul trecut. Producătorii autohtoni pot pune la dispoziție tot ceea ce trebuie pentru a pregăti masa de Paște. Cooperativa agricolă asigură direct din ferme o gamă variată de produse, de la carne de miel, ouă, verdețuri sau legume de sezon, ceapă verde, salată și ridichi, astfel încât să ne putem bucura de o masă tradițională românească. Pentru o parte dintre produse, prețurile au avut o creștere ușoară de doar 20%, în plus față de anul trecut. Prețul cărnii de miel este și el în creștere, cu 10-40% în raport cu anul trecut, dar cu mult mai mic față de nivelul din celelalte țări din Uniunea Europeană, ceea ce spune multe despre eforturile producătorilor români. Detalii pe larg cu privire la prețuri și modalitatea de achiziționare a acestor produse găsiți pe site-ul nostru agro-tv.ro.